Povestea lui Moș Ene. A fost odată, ca niciodată, într-o pădure foarte îndepărtată, un loc magic și fermecat, unde era tot timpul noapte. Da, copii, ați auzit bine. Cerul era acoperit în permanență de stele și de lună. Se spune că prin acele păduri era chiar împărăția somnului, o împărăție cum nu mai e alta. În această împărăție clădirile erau înalte, cu turnuri ascuțite. Era foarte multă liniște, pentru că, bineînțeles, toată lumea dormea și visa foarte frumos. Și în timp ce stelele luminau pereții acestei împărății, în mijlocul pădurii, într-o căsuță mititică din lemn, împăratul somnului avea grijă de supușii lui. Ați auzit bine, împăratul somnului. Pe el îl chema Moș Ene și era foarte puternic. Era un bătrân, foarte bătrân, cu o barbă lungă, lungă, până la tălpi. Avea o robă albastră acoperită cu stele, un coif foarte frumos, la fel de albastru, și în mână întotdeauna o baghetă. O baghetă fermecată. Bagheta somnului, cu care el credea că poate să adoarmă pe oricine. Și Moș Ene avea un singur prieten, mai degrabă o prietenă, care nu dormea niciodată. Pe ea o chema Stela, Steluța Stela. Era o steluță foarte voioasă, foarte drăgălașă, care stătea într-o colivie. Îi plăcea foarte mult să îmbrățișeze și era foarte, foarte gingașă. În nopțile acelea lungi, Moș Ene stătea de vorbă cu Stela și punea la cale visele oamenilor. Până într-o zi când Stela a auzit un zvon. Și când Moș Ene a venit acasă, Stela a spus: Moș Ene, am auzit că departe, într-un oraș îndepărtat, vraja ta nu mai ajunge și că acolo sunt copilași care nu pot dormi. Da, dar vraja mea este puternică, Stela, spune Moș Ene, și se împrăștie în întreaga lume. Da, așa este, dar eu am auzit că sunt copilași care nu pot dormi. Trebuie să-i ajutăm, Moș Ene, trebuie să-i ajutăm, te rog, te rog.
și cu Moșene își iubea nespus de mult prietena, s-a hotărât să facă așa cum spune ea. Și s-a gândit și s-a gândit. Era foarte înțelept. Până când și-a adus aminte că în acea pădure fermecată se găseau florile somnului. Niște flori albastre, foarte frumoase și parfumate, care puteau să facă pe oricine să adoarmă în 2 secunde. Haide, Stella, haide să mergem în pădure și să culegem florile somnului, spune Moșene. Uite, vom lua acel sac mare și îl vom umple cu flori și apoi vom face o poțiune magică să-i ajutăm pe copilașii care nu pot dormi. Grozav, a spus Stella. Și Moșene a luat sacul și a plecat. Și a mers prin pădure și a mers. Și pădurea era atât de frumoasă. Lumina lunii strălucea pretutindeni. Nu aveai nevoie de lampă sau de felinar. Totul era mângâiat de lumina ei caldă. Și a mers Moșene și a mers până când, sub un copac bătrân, a găsit florile somnului și le-a cules cu grijă, una câte una, și le-a pus în sac și s-a întors acasă cu sacul plin de flori. Și când a ajuns, i-a spus Stelei: uite, Stella, am găsit. Haide să facem împreună poțiunea magică. Da, a spus Stella. Și împreună au adus în mijlocul camerei marele cazan vrăjit, care era foarte bucuros că poate fi în sfârșit de folos. Și una câte una au pus florile în cazan și au început să amestece. Și-au amestecat, și-au amestecat. 10, 9, 8, 6, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Puf! Și când poțiunea a fost gata, ei au fost foarte bucuroși, până când Stella a spus: Moșene, este o problemă. Poțiunea noastră este verde, o nuanță care nu prea este îndrăgită de copii. Cred că ar fi mai bine să o facem altă culoare. Dar cum o mai putem transforma acum? Este prea târziu. Și Moșene, care era foarte înțelept, vă reamintesc, s-a gândit și s-a gândit până când și-a adus aminte că într-un sac vechi și prăfuit el avea praf magic. Ați auzit bine? Praf magic. Și a turnat tot praful magic în acel cazan. Și dintr-o dată, din poțiunea aceea verde și neprietenoasă, poțiunea noastră magică s-a transformat într-o poțiune plină de sclipici și culoare. Acum era fermecată și putea să se transforme în orice culoare îi plăcea oricărui copil. Și împreună cu Stella, Moșene a mers până în acel oraș îndepărtat. Au mers foarte mult timp, dar când au ajuns acolo, și-au dat seama că, într-adevăr, sunt copilași care nu pot dormi.
și când se face seară și stelele strălucesc pe cer și luna își împrăștie razele și când te așezi în pat și simți cât de cald este patul și moale și cât de pufoasă este păturica și te relaxezi și mânuțele și piciorușele tale sunt moi, atunci, doar atunci, Moșene intră pe gaura cheii. Dacă faci zgomot sau te miști prea mult, el se sperie ca un iepuraș. Trebuie să stai foarte liniștit dacă îți dorești ca Moșene să intre. Dar când reușești și Moșene în sfârșit vine la tine, el desface sacul fermecat și îți toarnă puțină licoare magică a somnului pe gene. Și genele tale devin grele pentru că se umplu de sclipici magic. Și tu ești deosebit de frumos. Și pentru că genele sunt grele, îți vine dintr-o dată să caști. Și în sfârșit te ia somnul. Îți este din ce în ce mai somn până când adormi și Moșene are întotdeauna grijă de tine și îți dă cel mai frumos vis. Și ca să nu te simți singur, stela care tot timpul stă lângă Moșene te ia puțin în brațe și te îmbrățișează strâns și cu multă dragoste. Doar așa copii, locuitorii acelui oraș foarte îndepărtat au reușit să adoarmă. Doar așa.